Festivalul de fotografie secvențe va transforma pentru 3 zile Ploieștiul într-o sală de expoziții pentru artiști din toate colțurile țării, dar și de peste hotare. Aflat la prima ediție, evenimentul care începe mâine propune întâlniri cu nume mari ale fotografiei, ateliere de specialitate, expoziții și chiar și o lansare de lampioane, programată sâmbătă seară la Sala Sporturilor. Cu acest festival vrem să promovăm fotografia, în primul rând să promovăm artiștii fotografi din România, dar avem și 7 artiști internaționali, avem din Iran, Germania și Regatul Unit. Dar în același timp nu vrem doar să promovăm o fotografie documentar, o fotografie fine art, vrem să o aducem publicului, publicul să aibă șansa să vadă printuri de mari dimensiuni, efectiv pe stradă, iar muzeele să fie primitoare cu dânsii și să vadă fotografii, poveștile din spatele fotografiilor. Nu sunt doar imagini luate în vacanță, sunt documentare unele muncite în ani de zile. Organizatorii le promit ploieștenilor o mulțime de surprize pe toată perioada festivalului, fie că este vorba de spectacole în aer liber, proiecții de filme documentare sau alte momente inedite. Avem ceva piese de teatru, avem dans, un flash mob de salsa, avem o lansare de lampioane la Sala Sporturilor, sâmbătă seara, începând cu ora 9:30, avem film documentar făcut cu cei de la DocuArt din București, o să fie proiectat într-o grădină de vară. Festivalul se va încheia duminică seară la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești.